Cred că pot să încep prin a vă zice bun venit. Eu sunt Daniel Teslari. Vorbesc de jos, fiindcă e o atmosferă mai degajată și să nu stea cineva în centru de timp. Împreună cu Cristi coordonez biroul din Cluj al European Alternatives, care este o organizație transnațională ce are drept motto democrație, echitate socială și cultură dincolo de statul națiune. Niște locuri destul de inovator, nu doar pentru spațiul românesc, dar și pentru cel european, fiindcă lucrăm într-un mod transnațional, în sensul că oameni din cel puțin 12 țări zilnic schimbă e-mail-uri, telefoane sau ne întâlnim cel puțin lunar în alt oraș european pentru a lucra și duce mai departe idei, campanii legate de diverse teme de interes sau problematice în Europa. Este o propunere maximală, desigur, și normal că nu pot să reîntorci anumite bunuri sau, mai ales când e vorba de servicii care sunt în parteneriat public, dar nu le pot să întoarce în sfera publicului. Ceea ce propunem noi este mai degrabă un control al comunității locale asupra deciziei de gestionare a ceea ce înseamnă bunuri comune, servicii publice. Controlul cum se poate face? Prin ce mecanism? Prin democrație directă. Petrecerea lor în proprietatea comunității. În primare, avem exemplu orașului Las Vegas, care, de exemplu, își utilizează apa de la niște bazinete la sute mii de kilometri de distanță, prin urmare, nefăcând parte din comunitatea propriu-zisă care deține rezervele. Cum s-ar operaționaliza, să zicem, controlul asupra celor rezerve de apă? Ținând cont că există o comunitate în Las Vegas și în alte apără ele, există și o comunitate care propriu-zis le deține exact acolo unde sunt rezervele. Da, și apoi, adăugare la exemplul tău cu orașul Napoli. Să nu uităm că italienii au niște cooperative, mă rog, cel puțin sociale, ce lucrează de 10 de ani. Deci nu ar zice neapărat că e ceva nou la ei. În același timp, însă, cooperativele lor lucrează în direcția în care statul nu vrea să se implice. Nu în direcția în care, într-adevăr, oamenii sunt împuterniciți. Atunci, trebuie discutat în ce măsură putem ajunge la o socializare a resurselor comune care nu înseamnă o derubare a responsabilității, ci efectiv înseamnă o continuă implicare a statului în același timp în care e o continuă implicare a comunității. E o perspectivă transeuropeană a fi interesat să protejeze resursele naturale ale României. Acum, întrebarea e dacă, într-adevăr, în Constitutul Europei... N-am putea presupune că dacă o companie germană importantă ar cumpăra micromințe, ar fi în beneficiul cetățenilor germani? Indirect. Pentru că întreaga economie merge mai bine, s-ar vedea la niște bani și ce mai fac. Întrebarea este, unde fixăm limitele acestei comunități? Da, și depinde cum o vedem. O vedem internațională sau transnațională? Care sunt bunuri ale tuturor europenilor? Cumpărul mic de omul la tuturor europenilor. Nu spune că trebuie că este și chestia de cultură. Un alt cetățen al unui alt stat, crescut într-o cultură, nu știu, capitală, în care capitalismul este în floare, care nu și nu empatizează absolut deloc cu situațiile României, pentru că nu a trăit niciodată într-o societate în care capitalismul nu exista, să zicem, sau era în formă incipientă. La fel, cum ar putea el să înțeleagă prin prisma unei culturi complet diferite de cea a României sau unei alte țări? Ma, cultura poate să pare diferită, dar cauzele nu. Și ar trebui să facem o listă de asta, să măcar să dezbatem, măcar să informăm oamenii despre ce există deja. Deci, propune chiar acum două sisteme majore. Astea erau discuțiile cele mai avangardiste într-un forum social în Statele Unite. Și, pe de o parte, vreau să creionez două astfel de sisteme, dar și două, nu neapărat sisteme, ci mecanisme de implicare la nivel local, da. În zona asta. Să nu reiei, da. Că deja există o grămadă de. Deci, duplex.
Era o dezbatere recentă la un forum social american între Michael Albert, poate l-ați citit, scrie despre economie participativă. El refuză să folosească un vocabular socialist. Deci ăsta e tot un soi de socialist, dar refuză. Este asta și mai este un tip... Ca să întreagă da. Mai este un tip al cărui nume îmi scapă acum. În sistemul lui Michael Albert de participare, de planificare participativă, dispare piața complet. El spune că atâta timp cât există piața, atâta timp cât există concurență între bunuri și servicii, va exista inegalitate, oameni care vor avea mult față de cei care au mult mai ceva mai puțin.